și domnilor, excelențele voastre, Cehia este membra Uniunii Europene din mai 2004 și din decembrie 2007 membra Schengen. Václav Havel, marele politician, spunea că, în general, petrolul nu ar trebui să fie mai important decât drepturile omului și nici decât drepturile națiunilor. România este membra Uniunii Europene din ianuarie 2007, iar 4 ani mai târziu îndeplinise condițiile pentru aderarea la Schengen. Suntem în 2022, dar încă așteptăm. De 11 ani, românii mei sunt ținuți la ușa unui club exclusivist. Cel mai credincios popor din Uniunea Europeană, cel mai eurooptimist, cu multă suferință în mentalul colectiv, este tratat cu indiferență. Ni se refuză dreptul la libertatea deplină, deși avem tot dreptul la ea, și cultural, și istoric, dar și politic. Ne mai mirăm oare că apar mișcări politice care contestă eurosistemul? Europa, cutremurată acum de războiul din Ucraina, ar fi trebuit să învețe că indiferența costă. Europa a tăcut nepermis la anexarea Crimeei și privește acum la asaltul mortal rusesc din Ucraina. Românii nu sunt în niciun pericol, mulțumesc lui Dumnezeu, deoarece suntem membri NATO. Pericolul e altul, să continue să plece masiv din țara lor, considerată de categoria a doua. 7 milioane au plecat și am rămas 20 de milioane. Nu este corect, nu este moral, nici democratic. Că regulile se aplică discreționar, nu mai vorbim de democrație. Dar întrebarea mea și a poporului meu este când va fi și România cu adevărat pe agenda de priorități a Uniunii Europene, dragii mei. Este inadmisibil ceea ce se întâmplă. Thank you very much.